Cine sunt concurenții care fac echipă la Te cunosc de undeva? 2024 Antena 1 a anunțat când e premiera sezonului 20. Antena 1 a anunțat care sunt cele 8 echipe de artiști care participă la cel de-al 20-lea sezon Te cunosc de undeva. Concurenții au făcut și primele declarații. De asemenea, postul TV a dezvăluit când are premiera noul sezon. Emisiunea Te cunosc de undeva a ajuns la sezonul cu numărul 20, iar acesta promite să fie unul cu totul de excepție. Edițiile curente, care sunt în proces de filmare, par să facă parte dintr-un sezon special de tip Best Of, în care participă foști concurenți din sezoanele anterioare. Cele opt echipe care participă la Te cunosc de undeva 2024. Sezonul 20 sunt Ilona Brezoianu și Florin Ristei, Emi și Cuza, Conect și Shift, și Liviu Teodorescu, Eliza Natanticu și Zaruc, Barbara Isasi și Bela Santiago, Alexia Țalavutis și Dimatrofim și Paula Chirilă și Romica Țociu. Show-ul transformărilor totale revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 20.00. Connect 3 și Shift, despre te cunosc de undeva 2024, sezonul 20. Pornim în sezonul 20 cu gânduri de pace, însă este liniștea dinaintea furtunii, pentru că vrem să câștigăm. Dacă sezonul trecut am luat locul 3, sezonul acesta țintim cel puțin locul 2, dezvăluie Connect 3, care mai spune că cel mai teamă. În acest sezon îi este de colegi, sunt foarte buni toți. Se anunță un sezon foarte greu pentru noi, dar foarte bun pentru telespectatori. Partenerul lui de transformări, Shift, e hotărât însă să nu uite nici de distracție. Sunt mai relaxat acum, mă simt bine și îmi doresc sincer să mă distrez mult mai tare. Data trecută am luat lucrurile prea în serios, am început să mă distrez abia spre finalul sezonului. Ilona Brezoianu și Florin Ristei, despre te cunosc de undeva 2024, sezonul 20. Cu gândul la marele premiu au venit în cel de-al 20 lea sezon te cunosc de undeva. Și Ilona și Ristei. Vrem să nimicim toate echipele din sezonul ăsta, dezvălui amuzat Florin Ristei. Care spune că trofeul sezonului 20 este unul pe care oricine și l-ar dori în palmares. Câștigăm sezonul ăsta, iar dacă nu câștigăm, ne vom faulta colegii. Mi-am propus să le facem concurență neloială, glumește matinalul supărneața. La fel ca în echipa Connect 3 Shift și aici există o jumătate mai prietenoasă, eu vin cu gânduri pașnice. Sunt într-o perioadă a foarte relaxată, în care vreau să mă simt bine și să fiu prietenoasă cu toți colegii mei, a spus Ilona Brezoianu. Alexia ți-a și Dimatrofim, despre Te Cunosc de Undeva 2024, sezonul 20. Cu mult calm ies la joc și Alexia și Dima. Matinalii de la Antena Stars în sezonul 20 te cunosc de undeva, ne place să ne facem treaba cât mai bine. Suntem perfecționiști, iar treaba asta ne cam încurcă puțin. Ne-am propus să fim calmi, nu știm cât de mult o să reușim. Important este ca cei de acasă să primească energia noastră bună, energie la 2-20, așa cum este sezonul acesta te cunosc de undeva. Experiența acestui show este cea mai tare pe care am trăit-o până acum sunt pregătită pentru un nou sezon și, mai ales, sunt pregătită pentru noile provocări pe care ni le-a pregătit ruleta. Dezvălui Alexia vutis în vreme ce Dimatrofim completează, ne place să ne facem treaba cât mai bine, așa că sezonul ăsta vrem să fim calmi. Cred că cei de acasă știu că suntem foarte muncitori, iar de ce ne e cel mai frică? Am învățat să nu mai spunem, pentru că ruleta aude tot. Eliza Natanticu și Zarug fac echipă la Te Cunosc de undeva 2024, sezonul 20. Surprizele se țin lanț în sezonul 20 Te Cunosc de undeva, astfel că telespectatorii vor putea descoperi și o echipă total neașteptată, formată din Eliza Natanticu și Zarug. Cu siguranță cei de acasă nu se așteptau la un asemenea duet, cum și noi doi am avut plăcuta surpriză să descoperim o chimie fantastică între noi. Mă simt ca și cum îl cunosc de 100 de ani, iar asta am de exact starea de relaxare de care am nevoie. Zarug e partenerul perfect, mă face să râd mereu, e un super coleg, nu puteam să am alături pe cineva mai bun. Sigur o să câștigăm experiență împreună și o să ne bucurăm enorm de fiecare moment. Dezvăluie Eliza, în vreme ce Zarug spune: Îmi era viața mult prea ușoară și m-am gândit să-mi o complic cu o harpie. Nere-râde doar că ce să vezi, s-a dovedit că este cea mai simpatică și mai drăgută colegă ever. Îmi place la nebunie echipa noastră, completând, rămâne, în cazul meu, ce mai mare temere legată de coregrafie, însă vreau să mă distrez. Sezonul ăsta este 100% pentru distracție și involuntar ne-am propus să mai distrugem și niște limitări personale și psihologice, căci, ce să vezi, de coregrafie n-am scăpat. Paula Chirilă și romică Țociu, despre Te Cunosc de Undeva 2024, sezonul 20. Am primit cu mare bucurie propunerea de a participa și sunt. În același timp și cu sufletul plin de emoții pentru că lista de concurenți este una grea, încărcată de artiști excepționali, la care mereu m-am uitat cu admirație și respect pentru carierele lor. Sunt în același timp și super încântată că fac echipă cu Romică. Este un artist extrem de generos, talentat și dedicat meseriei lui și sper că împreună să facem un cuplu puternic și să fim niște adversari redutabili. Mărturisește Paula Chirilă, în vreme ce Romica Țociu spune, având-o pe Paula alături, consider că o să fim o surpriză sezonul acesta. Am jucat împreună destul de mult în ultima vreme, avem și câteva emisiuni la activ, practic avem câteva meciuri în picioare. Cum se spune, ne cunoaștem destul de bine, artistic vorbind, iar ăsta este un avantaj. Avem chimie și asta este, la fel, foarte important. Sezonul ăsta, nu știu dacă îl câștigăm, dar știu sigur că îi încurcăm. Barbara Isasi și Bela Santiago fac echipă la Te cunosc de undeva. Sezonul 20. Cu multă încredere în forțele proprii pornesc la drum și Barbara și Bela, ne dorim să facem echipă bună și să câștigăm și ca echipă căci separat avem câte un sezon câștigat fiecare. Vrem să ne iasă bine toate personajele, pentru că ne străduim foarte mult, însă cel mai teamă ne este de personajele din folclorul românesc. Asta pentru că nu stăpânim foarte bine limba română. Iar o astfel de interpretare clar te pune în mare dificultate. E un sezon foarte bun, cu o super competiție în rândul nostru, a concurenților, de care ne dorim să se bucure cei de acasă. Spune Bela în vreme ce Barbara completează, Sunt foarte fericită și emoționată să revin la Te Cunosc de Undeva, mai ales că acum fac echipă cu Bela, o artistă pe care o admir foarte mult. Avem chimie, am avut de la început, Bela e un super partener de joc, îmi dă siguranța și relaxarea de care am nevoie. Tot castul este unul super, avem colegi super talentați, iar asta e o mare provocare. Jo și Liviu Teodorescu, din nou la Te Cunosc de Undeva. Sezonul 20 Muncă Muncă, muncă Asta știm că înseamnă te cunosc de undeva, însă cum niciunul dintre noi nu fuge de muncă, am spus ta da, fără să stăm pe gânduri propunerii de a face echipă în sezonul 20. Cu Liviu parcă mă știu de-o viață, dacă nu era el, nu m-aș fi băgat niciodată în nebunia frumoasă de la te cunosc de undeva. E genul de om care știe să mă pună în valoare, să mă ridice și să-mi dea încredere în mine, fără ca măcar să-l rog. Ne place atât de mult ceea ce facem și că facem lucrul ăsta împreună, încât nici nu mai contează competiția în sine. Noi ne simțim bine și asta se vede. Dezvăluie Jo, care mai spune: E un sezon foarte greu. Cu concurenți foarte talentați, ne-am făcut deja prieteni foarte buni, așa că se anunță o luptă crâncenă. Și ce e sigur, e că nu ne dăm bătuți deloc. Dezvăluie Jo. La rândul lui, Liviu completează râzând: Trofeul sezonului 20 a fost aruncat în luptă și noi ne-am aruncat după el. Cu Jo fac super echipă, am mai spus, e sora pe care nu o am în realitate. Pentru noi, te cunosc de undeva. Înseamnă, înainte de toate, prieteni, înseamnă familie și unde te simți mai bine decât alături de prieteni și familie. O spun și am mai spus-o, show-ul ăsta este genul de experiență care te completează ca artist. Abia așteptăm premiera sezonului 20. Emi și Cuza Despre te cunosc de undeva 2024, sezonul 20. Șanse foarte mari să câștige sezonul 20 ar fi avut WRS și Emilian, dar se pare că nu sunt aici, mărturisește râzând Emi, care mai spune, statistic vorbind, noi suntem singura echipă cu o gală câștigată la dublu, de-a lungul sezoanelor. Nu pot spune cine o să câștige, pentru că sunt foarte mulți foarte buni, dar dacă e nevoie să se sacrifice cineva să câștige, ne putem oferi noi, mai spune artistul de la noaptea târziu, în vreme ce echipierul său, Cuza, completează sezonul 21 ul ou. Avem super colegi, e o super competiție în rândul nostru, mai ales că majoritatea suntem firi foarte competitive. Nouă ne plac provocările. Așa că abia așteptăm să vedem ce ne-a pus de o parte ruleta în acest sezon.